În doar câteva minute, cerul s-a făcut negru, iar vântul s-a întețit. Experții spun că acest fenomen se numește de fapt trompă marină, care este provocată de curenții de aer rece care intră în contact cu apa mării, care este mai caldă. Tornada a apărut după o zi de ploi torențiale în zona comandamentului flotei din Constanța. Ultimul fenomen de acest fel a fost înregistrat la jumătatea lunii iulie 2013 în stațiunea Vama Veche. Ia uite ce e acolo! Fii atent cum ridică apa! Tu ești de mult aici? Da. Și n-ai văzut așa ceva? Niciodată în viața mea n-am văzut. Ia uite, frate. Ia uite ce e acolo. Bă, de-aia vine cu acea, mă? Mă, nu cred. Aia dacă vine cu acea, nenorocește, frate. Nu-i de nenorocit. Vedeți cum e? Merge încolo, spre Bulgari. Trompele marine fac parte din aceeași categorie de fenomene meteo periculoase ca și tornadele, dar ele sunt de mai mici dimensiuni. Atunci când ajung la mal, astfel de tornade scad în intensitate și apoi dispar.